Bună ziua, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Suntem bine alături v-am găsit, de bine v-am găsit, domnul Iane, bine te-am găsit. Bine. Acum, până acum a fost frig, acum e lene de soare. Moșu, aici, ce zici, moșule, ce mai faci? La umbră. Nu ți-e cald? Ba, mai este o țără caldă. Mai e, mai e căldură, acum mai vedem și mai căldură. Suntem bonlav, mai suntem... Cred că sunt afară vreo 30 de grade, 20 de grade, 20 de grade. Lasă să fie, că până la altă am tras numai de ploi și de vânturi și de toate. A fost destul frig. Tu unde ai fost? Ce ți-ai luat? Am luat un tricou. Da? Poartă-l sănătos, poartă-l sănătos. Cât ai dat pe el? 100 de lei. Poartă-l sănătos. Mulțumesc. Ești băiat frumos, ești băiat cu minte. Să fii cu minte, să fii elegant, să fii curat, să fii deșteptă. Da. Să te duci la muncă, să muncești. Da. Vreau să ajungi la Anglia, vreau să ajungi la Belgia, vreau să ajungi la Belgrad. Unde? Prin toate țările. Țările. La Belgrad. Ha? Prin toate țările. Prin toate țările, să te descurci așa, să fii descurcăreț. Cum a fost bunicul cu cazanele. Așa a fost descurcăreț. Făceai cazane, nu? Da, făcea cazane. Cazane, acum nu mai fac niciun cazan. Cine dorește cazane să ne contactează în privat. Da. Păi el știe cazane. Păi mai știi să faci acum cazane. Face. Era cazanjionar, cazanjionar. Țuicar, era țuicar, făcea țuică de pruni. Da. Ce nu mai am putut să fac vlog până acum, că mai vine și mie rău câteodată, mai mă doare că le-am capul pieptului, mai cu tensiunea. Și acum mai facem și noi, când și când, când și când, ce să mai zic? Vreau să mă duc mai încolo pe la farmacie, să-mi iau rețetele, că trece luna și nu mi-am luat tratamentul. Și, nu știu, mă duc, zic să mă duc pe la Severin mâine, păi mâine. Ce faci la Severin? Să reparăm dozatoarele, că n-avem cum. Dozatoarele? Da. Dozatoarele. Reparăm. N-am de unde bea cafea. Nu, ne place cafeaua, una dimineața. Mai merge câte una, mai merge câte două cafele. Și mai curge dozatorii, nu e bun, curge apa din el. Da. Numai la Severin sau la Craiova să ne ducem să le facem. Ca și la noi, n-avem și un reparator de dozatoare. Avem 3-4 dozatoare și nu mai e bun niciun. S-au stricat toate. S-au stricat. Și dacă nu avem toți copiii acasă, să ne face că să ducea băiatul meu cu ele de le făcea la Craiova. Dar nu este acasă. Acum suntem și noi în stare să reparăm și noi un dozator de cafea. Tot am zis că mai mă duc și eu prin ora să mai mă plimb, să mai fac o plimbare. Mergi cu mine astăzi mai încolo, mai pe la ora 5-6 să... Mai să vină răcoarea și mergem în oraș. Mergem. Mergem în parc. Mă duc să mă dau pe leagă? Că nu știu dacă te ține leagă, nu. Mă dau pe leagă, mă dau pe potogan. Pe te ține? Pe potogan. Potogan, te ține potoganul. De ce nu mă ține? Păi nu știu. Numai să nu cad așa, în cap. Am să încerc o dată, Ioane. E, ne face zilele orașului, mă duc mănânc și eu un mic, pe o bere. Da, 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 ne face organizatorul zilele orașului, dar primarul nu știu de ce nu vrea. Face, trebuie să le face și domnul primar. Cine le-o face să trăiască, să înflorească, să îmbobocească? Să ne face și nouă zilele orașului, să mâncăm și noi cât e un mic al lumea. Păi nu știu, cred că zilele orașului la noi, la Straia, cred că nu se mai făcură de vreo 3-4 ani. Mai bine. Să bem o bere de aia, ursus, ursul, bem o bere. Și mâncăm un mic bun care a amestecat cu oaie, cu carne de vită, cu carne de pui, cu... Cu de toate. Ala e mic bun și gustos. Și proaspăt, nu să fie de o lună de zile din frigider. Ăla nu merge pe gât în jos. Nu, să fie ceva proaspăt să mâncăm. La zilele străhăi. Ne luăm câte o jucărie, ne luăm câte un șer de mărgene, ne luăm câte un inel din ăla, băgăm pe deajet. Bă, face multe lucruri, numai să facă. Să vină. Ha? Inel.
Inelul puseai bine că... Nu mai e. Nu că nu intră, intră, da. Îl rupsei. Aoleu. Da. Unde l-ai rupt? Trebuie să îl faci, moșule. Ăla a fost al rupt. Trebuie să îl faci. Cum a fost rupt ăla care l-ai pus pe nu? Da. Nu fă troșit pe parte. Nu mai ții minte. S-a tot și da. L-am troșit acolo în grădină, că a picat că... ciocanul pe deașul meu. Da, prieteni, să nu uitați să vă abonați, să ne dați nouă un like. Da, să se fac ce minute mai mult. Să vă abonați da. La Bunicuța Zâna, să nu o lăsați pe Bunicuța Zâna. Ne mai trebuie și nouă, nu știu cât ne mai trebuie, să facem și noi 4.000 de abonați, vreo da, 500 de abonați. Da, să intrați, prieteni, să intrați. Sau 400 și nu mai știu. Dragilor cât. Mei domnișoarelor, dragii mei feciori, dragii mei oameni, dragi prieteni, să intrați la Bunicuța Zâna, să vă abonați, să nu mă uitați niciodată. Nici eu nu mă uit, vă uit pe dumneavoastră niciodată, dar nici dumneavoastră să nu mă uitați. Nu te uită, bunicuțu, stai da. Fără grijă. Lumea te iubește. Activați clopoțelul la Bunicuța Zâna, abonați-vă și vă mulțumim de cuvintele ale frumoase și ale faine. Au mai fost și urâte, da, noi lăsăm lasă acolo. Lasă că nu nimic, înghit sunt. Da. Ce suntem în două, ce sunt în două picioare? Înghit, înghit. Așa, unul vorbește frumos, alții mai așa, alții... Să lasă comentarii cum vor ei. Nu ne punem cu toată lumea. Da, să lasă comentarii cum vor ei. Să zic, să vorbesc, că ăștia suntem. Romine zicem, romine teamă. Dragi prieteni... Facem tradițiile noastre. Facem cu purtările noastre. Suntem și noi oameni ca toată lumea. Suntem și noi oameni ca în toată firea. Eram și noi umblători prin toate părțile, prin toate județele, prin toate orașele. Acum de când am îmbătrânit, aproape că nici nu mai le țin minte pe unde am fost și pe... Da, uite, moșul ăsta le ține minte toate. Ia zi, moșule, pe unde ai fost tu când erai tânăr, așa, la, ca vâstra, la vâstra mea? Am fost la Ploiești. Ce făceai la... când erai de vâstra mea? Am fost la Ploiești, făceam căldări, cazani. La bă, vâstra oraș. De 16 ani? Da, oraș. Se ducea cu trenul, nu era mașină cum sunt acum. Mă, cu trenul, mă lua cu trenul, ăsta m-a îmbătrânit pe mine, ăsta m-a mâncat mie osul. Mm. Moșul, că mă scula de la ora 4. Dimineața mă ducea la trenul, era cursa, așa se zicea la tren, cursa. Hai la cursă, la 5 de dimineață, pe zăpadă aia, era zăpez mare, era frig mare. Mă ducea cazanul în spate, țava cazanului în mână, răcitorul pe umăr. Mă ducea, mă umbla, ca o nebună. Marș. Hai că revenim, prieteni. Acum face pravjea. Ne-am revenit, nu mai am fost în oraș. Nu mai am, tu că mă dor picioarele. O dor pe bunicuța picioarele. Uite, am băgat o țără găină, pui, am băgat o țără jambon și să fac o ciorbă așa bună. Să mâncăm niște ciorbiță, că nu mai mâncăm ciorbiță. Cu cartofiori așa. Ori. Așa. Și fac o țără ciorbă așa, acrișoară așa, dar păcat că n-am niște corcodușe. Păi de ce? Trebuie corcodușe? Da, îmi trebuie niște corcodușe. Apoi na. Apoi na. Apoi na. Fac o ciorbiță așa, bună să mâncăm. Să mai iau grăsimea asta deasupra, dar lasă să fierbe întâi bine așa, bine și frumos. Uite o muscă pe aci. Veniră țără căldura, gata, veniră și mușile. Da, apoi na. Da, exact. Ia, tu prindea nouă. Cărbița aici. La bucătăria lui Bunicuța. Revenim când punem masa. Bunicuța zi. Mâncărică, avem aici ciorbică. Am făcut aici. O ciorbă minunată. Ți-e foame, Deni? Da. Bunicu.
O ciorbă bistră. Hai poftă bună la toată lumea. Hai, mulțumim. Hai să mănânci acum pui, să mănânci o țirea. Hai că mănânc și eu, mănâncă și camera. Hai, salutăm, prieteni. Da. Revenim acum mai târziu sau ce facem? Hai, dragi prieteni, cam atât a fost și cu acest vlog. Să nu uitați să vă abonați. Ne vedem în la un nou vlog. La revedere.